Funia de nisip. Se spune că într-o țară îndepărtată, tinerii s-au hotărât să-i alunge pe toți bătrânii. De ce nu mai bătrânii să fie mari slujitori ai țării? Cât o să ne mai scoatem căciula din cap înaintea bătrânilor? ziceau cei tineri. Și, într-o noapte, s-au apucat voinicii tineri de a ogonit gonit pe toți bătrânii. Numai un fiu mai cu suflet n-a cutezat să-l alunge pe tatăl său, ci l-a luat și l-a ascuns într-o peșteră unde nimeni nu-l putea găsi. Nemai fiind bătrâni, a chemat atunci vodă în divan și în toate slujbele numai oameni tineri. Din toate bărbile marilor sfetnici ai lui Vodă, n-ai fi putut lega o iar din toate mustățile judecătorilor nu putea alege măcar un fuioraș. Dar iată că țara aceea era vecină cu un neam dușman, care, ca uiul, pândea de mult să pună gheara pe bogățiile ei. A sosit ceasul, ziseră cârmuitorii neamului vecin, și au alungat bătrânii. E vremea să le ocupăm țara. Dar cum să înceapă cearta? Că de, chiar când începe o gâlceavă din senin, tot vrei să creadă lumea că dreptatea e de partea ta. Și la ce s-au gândit viclenii? Să cerem înapoi de la tinerii vecini funia pe care strămoșii noștri le-au împrumutat-o cândva strămoșilor lor. Iar, de nu n-or da o în trei zile, le luăm țara pe vecie. Dar ce fel de funie voiau viclenii vecini? Funia împrumutată de la strămoșii noștri, ziceau ei, era împletită din fire de nisip. Ei, ce mare lucru, zise răsfetnicii lui Vodă din țara tinerilor, care nu știau nimic despre această funie. O să le dăm funia și o să fim în pace cu vecinii noștri." Însă nimeni nu știa unde se putea găsi această funie și, pentru că n-au găsit-o, ce și-au zis? Vom face iute alta." Și, de îndată, pe toate drumurile răsunau tobele, și glasul crainicilor care strigau la răscrucile drumurilor să poftească la stăpânire toți meșterii de frânghii, că o să le iasă câștig mare. Se adunară mulți meșteri, cărora tinerii de la stăpânire le porunciră să facă în trei zile un stânjen de funie din fire de nisip, că de nu va fi vai și amar de ei. Și au început lucrul. Au frământat nisipul, l-au întins, dar funia nu se putea împleti. Trecut termenul pus de neamul dușman, dar despre funie nu se auzea nimic. Atunci, vecinul viclean porni război împotriva tineretului. Vai, ce ne facem?" se întrebau cu toții. Suntem pierduți!" Atunci Vodă chemă la sfat pe tinerii săi sfetnici și ținu sfatul din zorii zilei până în noaptea adâncă. Iată că între sfetnici era și fiul cel cu suflet bun, care nu și-a alungat tatăl. Frământat și el de cele ce s-au discutat în divan, a doua zi a mers la peștera în care își adăpostea tatăl să-i ducă schimburile albe cu miros de levănțică și de sulfină. și îl vede bătrânul tată dus pe gânduri și amărât. Ce ai, fiule?" Ce să am? Iaca, suntem în pericol." Și povesti cu deamănuntul povestea cu vecinul cel viclean. Păi, de atât vă supărați voi copii?" răspundeți dușmanului așa. Moșii și strămoșii noștri, când au împrumutat funia pe care ne-o cereți acum înapoi, au zis strămoșilor voștri. Tăiați din funie un capăt să vă rămână drept model. Așa că dați-ne capătul de funie ca după el să facem funia întreagă. Cârmuirea tânără făcut după spatul bătrânului, iar vecinul cel viclean de la hotar, rușinat, strigă tot mai ia un bătrân care să-i sfătuiască, că de n-ar avea niciun bătrân, ar fi vai și amar de ei. Și vecinul, rușinat, n-a mai zis nimic. Și iată de unde s-a născut vorba că dacă un sat nu are un bătrân, să-și-l cumpere, dacă vrea să nu piară.